Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața! Cafea de dimineață. Astăzi o să bem cafeaua în două etape, dar la finalul emisiunii o să vă spun despre ce este vorba. Vom avea o ediție specială a cafelei în jur de ora 12 cu un personaj care merită văzut. Da, discutăm despre asta la finalul emisiunii. Până atunci vreau să vă spun că ieri n-am apucat, că a apărut mesagerul numărul 618. Ieri am fost așa într-un fel de euforie dată de entuziasmul invitatului de ieri, care s-a transmis probabil și moderatorului. E vorba de Marius Sirimia. Deci astăzi vă spun că a apărut numărul 618 din Mesagerul de Neamț și nu vă bat capul acum cu ce cuprinde, rubrici tradiționale. În schimb, vă spun că unul din materiale este acum pus pe site și titlul este incitant, avaria de la CHS, stejarul și hidronesimțirea. Eu zic să citiți că s-ar putea să vă intereseze așa, nu numai pentru că a căzut acolo, a fost o avarie acolo, ci pentru că situația asta poate să întâmple oricând, iar modul în care comunică acești domni și tovarăși este absolut execrabil. Ca să nu mai vorbesc despre o lipsă de profesionalism, cel puțin în comunicare, dacă nu și din punct de vedere profesional. Revenind la ale noastre, invitatul de astăzi în emisiune, domnul Iulian Bulai, deputat de Neamț, președintele USR Neamț și cu alte atribuții în Parlament, în zona europeană, ca să spunem așa. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur tare mult să fiu aici. Și eu mă bucur că veniți aici, pentru că întotdeauna cu dumneavoastră am putut discuta direct, deschis și franc, chiar dacă uneori părerile dumneavoastră nu coincid cu ale mele, dar din contradicții poate reușim să obținem un progres. Nu știu unde, dar o fi. Domnul Bulai, eu am o întrebare de început așa. Ce se mai aude de dreapta în Neamț? Se aude foarte bine, pentru că avem vești foarte bune. Vă rog. Avem încheiat o negociere, avem candidați de top la Consiliul Județean, la Piatra, la Roman. În comune vom avea niște surprize absolut extraordinare. N-aduce anul, ce aduce ceasul. Iar nemțenii vor avea o ofertă consolidată de candidați buni ai Alianței Dreapta Unită la Neamț. Și apropo, în această după-amiază vom face public numele celor două persoane care vor candida din partea Alianței Dreapta Unită, atât pentru primăria Piatra Neamț, cât și pentru Consiliul Județean Roman, urmând ca mâine la Roman, în urma adunării generale, Consiliul să fie local, ales. Primăria Roman. A spus Consiliul Județean Roman. Mă scuzați. Consiliul Județean Neamț, urmând ca mâine la Roman, în urma adunării generale, să fie lansat și candidatul pentru primăria municipiului Roman. Deci eu înțeleg așa, că în momentul ăsta știți numele celui de la Piatra Neamț și celui de la Consiliul Județean. Da, știu numele, dar am promis colegilor mei din Alianța Dreapta Unită și mă voi ține de cuvânt că acest lucru îl voi comunica acum că s-a întâmplat, în sensul că avem o decizie și că avem alianța stabilită, numele urmând să fie o surpriză în plus pentru dumneavoastră, jurnaliștii și nemțenii, în cursul următorilor ore. Dacă a spus pentru dumneavoastră, jurnaliștii și nemțenii, mă aștept să nominalizați pe cineva care are poate legătură cu meseria noastră, dar mă rog, nu știu. Are legătură cu interesul public și are legătură cu oameni care au fost în poziții de responsabilitate și au demonstrat că merită să fie propuși de către Alianța Dreapta Unită pentru a candida la primăria municipiului Piatra Neamț și la Consiliul Județean. Bun. Alianța Dreapta Unită a rămas, pentru că la un moment dat eu am avut o discuție cu domnul Gavrilescu, Bogdan Gavrilescu, liderul a ceea ce înseamnă încă PMP-ul în Neamț, și domnia sa spunea că are un mandat din partea organizației ca la o adică să candideze separat.
ce s-a întâmplat? Cum eu nu comentez deciziile fiecărui partid în parte. Eu comentez numele unei alianțe care s-a stabilit, care are acum o soluție. Este o alternativă viabilă și vom propune o secțiune, o opțiune care reprezintă cel mai mare potențial de creștere pe care nemțenii îl pot accesa. O să fie două surprize plăcute, trei surprize plăcute, inclusiv cea de la Roma, și foarte multe surprize plăcute în toate comunele. De aceea eu nu comunic numele partidelor separat, ci împreună în numele unei decizii care a fost luată ieri și care va oferi soluții foarte bune pentru județ. Veți avea liste complete în toate comunele? Nu chiar în toate comunele, pentru că fiind complementari, în unele vom merge împreună, în unele poate stau unii parteneri mai bine, în alte comune poate stăm noi mai bine. În unele lucrăm împreună să dezvoltăm acum, deci suntem complementari și vom merge în variante hibride în foarte multe lucruri. Dar, per ansamblu, în cele mai multe comune vom merge absolut împreună. Bun, acum, în această alianță, liderii partidelor au rămas aceiași pe care i-am văzut la ultima conferință de presă? Exact. Aceiași? Da. Am înțeles. Da. Eu nu pot decât să vă doresc succes. Nu și candidații, liderii au rămas. Eu nu vorbesc de candidați, eu vorbesc de lideri. Da. Eu nu pot decât să vă doresc succes, să puteți manageriza această alianță la nivel județean în folosul ei. Adică în folosul ei să obțină cât în folosul nemțenilor. Avem un partid comasat român, avem niște extremiști care spun că femeile nu gândesc logic și care vor să predea țara Rusiei dacă mâine ar intra Putin cu tancurile în România, și înțeleg că o doamnă chiar a stat pe acest scaun. Am schimbat scaunul. Am zis că poate se ia, știți? Da. Și avem dreapta unită, alianța Dreapta Unită, o opțiune de dreapta care sprijină reforma antreprenoriatul și are niște valori foarte, foarte clare pro-Uniunea Europeană, pro-deschidere, pro-NATO, și noi suntem o opțiune viabilă atât pentru țară, pentru Parlamentul European, cât și pentru județul Neamț. Primesc întrebări. Da. Primesc întrebări. Deci, candidatul, la asta puteți răspunde cu da sau da. Nu. Candidatul de la Piatra Neamț este nou față de cel pe care l-aveați până acum anunțat? Da. Pentru că nu mai vorbim de Marius Irimia. Da, este o întrebare bună cu un răspuns corect. Da, este nou față de cel anunțat. Marius Irimia nu mai este dorit de către filiala Piatra Neamț și n-am mai fost în contact cu el în aproape ultima lună. Bun, el spunea ieri aici că n-a primit nicio chestie oficială, cum că ar fi exclus sau ceva de genul acesta. Eu urăm succes să așteptăm mai departe. Am înțeles. Bun. Acum, Alianța Dreapta Unită, obiectiv vorbind, că înseamnă în primul rând USR-ul, da? PMP-ul, care are niște structuri, nu știu câți membri mai are, dar niște structuri are și ea în timp formate. Forța Dreptei bănuiesc că sunt încă în căutări ca să-și creeze structuri. Deci greu va cădea pe USR și PMP. Acest lucru va fi reflectat și în listele pentru consiliile locale, județeni? Evident. Este o negociere care reprezintă în mod echitabil proporția celor trei partide, fiecare cu moștenirea și potențialul lui. De aceea acest lucru este reflectat bine, a fost acceptat de către cele trei părți și reprezintă o soluție pentru nemțeni. Și spun soluție, și eu sunt un om al cuvintelor asumate, dacă spun soluție, chiar spun că este o soluție creativă care va da forță punând virgulă și mergând înainte. Mie nu-mi plac politicienii care vorbesc criptic și acum fac lucrul ăsta, de asta mi-aș fi dorit să fie și Bogdan și Sorin alături de mine, să putem face public aceste informații. Eu cu mare drag. Eu celor de la Forța Dreptei le-am spus că abia aștept să-i văd într-o emisiune. Da. Să-i văd, să-i aud, să poată
să se exprime, să vedem ce au la vedere și ce au în spate. Adică asta era ideea. Au și ei un potențial, au și ei organizații pe care le fac acum, sunt parte a echipei. Și există acolo un mare potențial, în sensul în care foarte mulți foști peneliști care nu găsesc PMP-ul și USR-ul drept prima opțiune, într-adevăr, vin spre Alianța Dreapta Unită și unii dintre ei alerg să meargă spre Forța Dreptei. De asta fiecare are locul și menirea lui în această alianță și decizia domnului Orban de a pleca din PNL, atunci când PNL a făcut alianța cu PSD-ul de guvernare, este acum premiată prin faptul că mulți oameni vin spre Alianța Dreapta Unită, unii vin spre USR, unii spre PMP, alții spre Forța Dreptei. Cineva face o glumă și zice, dacă domnul Bulaia a răspuns la întrebarea, actualul candidat nu este același care a fost la Piatra Neamț, poate să răspundă și la județ la aceeași întrebare? La județ vom primi un răspuns cu o propunere extraordinară după amiază, care va surprinde plăcut pe absolut toată lumea. Pentru că în politică nu contează nivelul de la care vii. Că am văzut multe vedete care au venit aici și au ajuns aici. Contează de unde pleci, cât de mult vrei să crești. Și cred că avem o surpriză plăcută atât pentru Roman Piatra, cât și cu Rânsul Județean. Să face conferință de presă sau comunicat? Conferința de presă o anunț acum în premieră. Va fi făcută sâmbătă pe 6 aprilie la ora 10 pentru a prezenta toți candidații din UAT-urile majore și din Roman Piatra, Consiliul Județean, și o vom face peste aproape fix o săptămână, peste 8 zile. Deci astăzi trimitem doar comunicat, peste o săptămână prezentăm candidații din cele mai multe comune. Ce faceți la Piatra? Facem sau la Piatra, la evident. Piatra, da. Bun, așteptăm până după amiază ce să facem. Da, va fi o surpriză plăcută. Vă cred pe cuvânt, na, ce pot să zic, chiar vă cred pe cuvânt. Bun, haideți să discutăm un pic, ați folosit sintagma Partidul Comasat Român, adică altfel spus PCR. Cum ar veni? În redivivu sau nu știu. Da, n-am vrut chiar să folosesc în mod răutăcios acest acronim, dar da, așa este și ei își asumă acest proiect. Ce mă deranjează pe mine este eroismul liberalilor nemțeni, care se joacă cu săbiuța de opoziția aici și se șicanează reciproc cu PSD-ul și când ajung la București, nu știu, le mănâncă pisica limbuța. Lucrul ăsta mă deranjează pentru că sunt maxim incoerenți și de asta mi-este foarte greu să înțeleg cum de acolo pot ei să fie frați cu PSD-ul și aici totuși să nu le convină situația de fapt, dar ei neavând niciun fel de comportament care să reflecte situația din teritoriu, la București. Această lipsă de coerență mă deranjează foarte mult pentru că având și un candidat mai degrabă modest pentru Consiliul Județean și un comportament care nu se diferențiază cu mai nimic de PSD în Consiliul în județul Neamț, nu cred că reprezintă o opțiune și sunt foarte trist din acest motiv. Dar noi suntem adevărații liberali, suntem partidul care spune clar nu PSD-ului în Parlament, în guvernarea centrală și de asta și mergem singuri într-o alianță fără alți parteneri împotriva naturii, că asta fac ei acum. O alianță împotriva naturii. Cele două forțe pot fi legitime, au electorat și mesaje diferite, au valori diferite, dar nu se justifică o apropiere în așa măsură din orice motiv. Nu există o altă menire acestei alianțe decât a-i menține pe toți mufați la putere, cu o trădare a electoratului liberal de dreapta, care nu va fi uitată de către oameni. Lucrul ăsta mă deranjează, noi suntem o alternativă la ei. Observ, și nu e prima dată când am spus lucrul ăsta, că apropo de cele două părți din Partidul Comasat Român,
discursul dumneavoastră este un pic mai vehement față de liberal decât de PSD. Care este explicația? Încă o dată, pentru că... Vă mulțumesc și fac referire la deschiderea dumneavoastră de la început, pentru că îmi plac discuțiile astea sincere. Domnule Bălănescu, vorbim așa. Socialdemocrații le-au spus oamenilor că vor să le dea 50 de lei în plus la pensie. Asta e politica lor. Să nu facă reforme, să țină țara sub control, asumată. N-au alte ambiții. Nu vor reformă. Nu vrem antreprenoriat. Nu vor transparență. Nu vor un stat mai redus. Om, am înțeles. Asta este agenda voastră. Mergeți înainte. Bun, nu comentez. Este legitim să spui omului ce vrei tu. Dar dacă tu spui celelalte lucruri, noi luptăm împotriva PSD. Noi vrem un stat redus, adică un aparat administrativ mai puțin stufos. Noi vrem reforme, noi vrem antreprenoriat, noi vrem fără taxe. Și tu faci fix opusul când spun fără taxe. Tu, PNL, accept să ai taxe pe boală în România astăzi. Da? 10% impozitat pe cei care acum iau concediu medical. Și n-ai reparat asta. Chiar cu ei am eu o problemă. Pentru că tu ești incoerent. Ceilalți să-și vadă de treaba lor. Ei n-au mințit. Ei au fost consecvenți. Nu-mi place? Da. Îi combat? Da. Iau distanță? Da. Vreau ca România viitorului să nu mai aibă acest partid dăunător. Foarte. Da. Pe de altă parte avem pe ăștia care au spus fix lucrurile pe care le spunem și noi în fața alegătorilor și apoi au trădat total. Ei, asta mă doare pe mine. Pentru că între unii oameni care spun, bine, noi vrem alocații în plus și pensii în plus și atât. Și în rest, sinecuri, pensii speciale, toate rudele la stat. Ăștia-s PSD-ul, n-am nicio problemă. Asta cred ei. Oamenii votează. Unii oameni. Dar ăștia alți, care spun toate celelalte și se comportă fix invers, ei, asta se cheamă trădare, asta se cheamă a ține România pe loc. Noi împreună cu ei avem în cele mai multe locuri posibilitatea de a face majorități? Nu vor. Păi cum poți să-i spun unui om că tu vrei fără pensii speciale, fără sinecuri și tu ajungi să lupți chiar pentru lucrurile astea? Asta face PNL-ul. De asta sunt într-adevăr foarte critic, pentru că trădarea este acolo. În partea altă este o inconsecvență dăunătoare, găunoasă, păguboasă, retrogradă, față de care eu nu am niciun fel de semn de întrebare. Așa este. Dar ei sunt consecvenți în mojicia lor. În faptul că îi țin captivi pe unii, fără să le dea o altă speranță și o perspectivă de mai bine cu măsuri care se pot implementa. Pe când ăștia la alți spun fix invers și se comportă ca ei. Lucrul ăsta mă deranjează și este o mare trădare pentru români. Da. Era nevoie de această explicație. Da. Pentru că... stai și te gândești așa, domne, stai un pic, de ce ăia și nu ăia, că sunt împreună? Explicația are o logică care poate să stea în picioare și probabil stă. Acum, în timp ce dumneavoastră vorbeați, eu mă gândeam... Adică PSD-ul n-a făcut campanie să spunem trebuie să aruncăm PNL-ul la groapa istoriei, trebuie să eliminăm PNL-ul din orice funcție publică, ferecați ușile PSD-ului de orice ales local PNL. Noi vom elimina pensiile speciale în 30 de zile. Vom trimite PSD la groapa, PNL la groapa istoriei. N-a spus nimeni din partea asta așa ceva despre peneliști. Toți peșediștii, ei sunt eroi în campanie și se transformă în războinicii luminii anti-PSD. Fraților, sunteți cu ei la guvernare. Ați înghițit toate mizeriile. Ați trădat românii. Nu v-ați ținut de cuvânt. Cu ăștia am eu de-a face. Da. În timp ce vorbeați, mi-am adus aminte de un lucru care vreau ieri să-l discut, dar mă rog. Am fost ocupat cu alte lucruri. Acum 4 ani, când am văzut listele USR-ului, m-am uitat pe ele și m-am uitat cine e ăsta, cine e ăsta, cine e ăsta. Au fost alegerile, ați obținut niște rezultate, oamenii au ajuns în consilii locale, unii primari, etc. Ce observ eu acum? Toți oamenii USR-ului, care au fost și criticați, așa, acum sunt buni. Eu vorbesc de cei care au funcții. Au ajuns unii la PSD, alții la PNL. Am văzut consilieri locali, chiar primari,
Am avut alaltă ieri pe primarul de la Săbăoani, care a explicat de ce a plecat, adică omul și-a asumat această plecare. Nu știu ce mai e la Tazlău, cum e la Tazlău. O să vorbesc despre ambele situații, pentru că e foarte important să fac lucrul ăsta. Atât Săbăoaniu, cât și Tazlău au experimentat schimbări uriașe în ultimii 4 ani. Asta nu s-a întâmplat nici cu PSD, nici cu PNL la guvernare acolo. S-a întâmplat cu niște oameni extraordinari, cu echipă extraordinară, care au primit cea mai importantă valoare a unui individ în politică. Libertatea de alegere și de conștiință și capacitatea de a alege în subsidiar. Adică să nu mă duc eu președinte de organizație județeană, șeful meu, să spună ce să facă la ei în comunitate. Această libertate a dus la un progres extraordinar pentru că și-au gestionat prioritățile, resursele, investițiile, după cum au crezut ei că a fost foarte bine pentru comunitate. Și într-adevăr s-a schimbat mult. Săbăoani în 4 ani s-a schimbat în așa măsură încât în 4 ani, noi la Săbăoani acolo am făcut prin Florin Vârgă mai mult decât s-a făcut prin PSD în ultimii 16 ani. De asta nu ține logica unui partid mai mare care a făcut și a investit, pentru că n-a fost. A fost Florin Vârgă cu echipa USR de acolo și într-adevăr cu multă comunicare și cu ajutor adus în comunitate. Și ne-am ajutat cât am putut. Dar ideea că mereu mergi după cel mai mare s-ar putea să nu țină. Pentru că ajungând la partide mari, ești ultimul venit după 50 de primari. Acestea fiind spuse, le mulțumesc tuturor care au făcut schimbări uriașe în cele două comunități. Vom continua mai departe pe principiile noastre și pentru valorile noastre și pentru schimbarea comunităților în bine, continuând proiecte prin echipele de la Săbăoan și de la Tazlău cu care lucrăm acum. Deci, nu, eu v-am întrebat de ce, pentru că la Tazlău nu știu care este situația exact. De asta eu, pentru că am constituit sau am fost parte la nașterea acestor echipe care au făcut schimbări uriașe în comunități, niciodată nu le voi putea submina ceea ce au făcut bine până acum în comunitate. Și există dialog în continuare cu toți cei care vor să construiască. Asta nu înseamnă că justific alegerile actuale. Dar, dincolo de aceste lucruri, viața este lungă și ne vom întâlni într-un format sau altul. Urez succes tuturor celor care au fost la noi și care au rămas și urez succes tuturor celor care au fost la noi și au plecat mai departe având alte opțiuni. Domnul Bulai, cu ce se schimbă mesajul USR-ului în această campanie electorală față de mesajul de acum 4 ani? Pentru că lucrurile s-au schimbat. Da. Suntem într-un alt context. Partidul, hai să spunem așa, s-a învechit un pic ca activitate. A dat piept cu guvernarea. Da. A plecat de la guvernare. Sau a fost dat afară de la guvernare. Deci depinde, da. Știi, depinde de ce parte a trabucului ești. Deci, probabil că în timp v-ați dat seama de anumite lucruri care trebuie schimbate în mesajul public. Sunt foarte curios. Da. O să vă răspund cu sinceritate la această întrebare foarte bună. Avem așa, PSD care are aproximativ 75-80 de ani în România. PSD este continuatorul PCR-ului, FSN-ului. O parte din PNL este de asemenea parte a fostului FSN, e revindicându-și istoria de la 1860 plus. Prea puțin din ce a fost acolo a mai rămas. Dar vorbim de niște partide istorice care unii au în spate fie 80 de ani, alții fie asumându-și 160 de ani. Noi suntem un bebeluș, domnule Bălănescu. Noi avem 7 ani. În toamnă vom face 8 ani. Mesajul
și comportamentul care s-a schimbat este unul mai puțin rigid în admiterea membrilor și mult mai creativ și experimentat în a găsi soluții pentru oameni. Dacă acum 8 ani, acum 4 ani, făceam un titlu de glorie din lipsa experienței politice, acum ne-am dat seama că este naiv să crezi așa ceva. Și că vedem un comportament foarte mare a celor care au mai făcut politică înainte și știu ce înseamnă să facă o campanie, să aibă un set de analiza problemelor cu măsuri, să strângă o echipă, să facă o tactică de campanie și să reușească să ajungă în Consiliul Local, după ce ajung în Consiliul Local, să facă majorități. Lucrurile acestea nu te învață să le faci nimeni, nici la școală, nici la școala vieții. Politica este o artă extraordinar de frumoasă și bună pentru cei care doresc să se implice în comunități, țară, pe continent, în satul global, dar se învață în timp. Iar titlul de glorie care este dat de lipsa de experiență politică poate fi folosit doar dacă vrei să folosești acest pretext pentru a nu avea oameni cu un trecut încărcat în curtea ta. Dar la un moment dat joacă împotriva intereselor tale. Pentru că vrei să ai oameni care înțeleg ce înseamnă un partid politic. Și ce înseamnă un partid politic? Vreți să explic în două secunde? Vă rog! Un partid politic înseamnă, de exemplu, într-o comună din Neamț și din oricare loc din țara asta, următorul lucru. Să poți să inviți pe prietenii tăi la un grătar și la o bere, să le spui că vrei să faci politică, ei să te asculte, dintre cei 10 pe care i-ai invitat să-ți vină 8, dintre cei 8 pe care i-ai în curtea ta 5 să spună că merg cu tine să facă politică mai departe, dintre care 3 să facă campanie. Dacă ai reușit lucrul ăsta și ai intrat în Consiliul Local sau ai ajuns primar, înseamnă că poți să faci politică, ai talent. Dacă nu reușești nici măcar lucrurile astea, adică nu ai capacitatea de a aduce în jurul tău oameni care să se coalizeze pentru o idee bună, pentru un proiect, pentru comunitate, atunci poate că nu e de tine. Ei, cei care au experiență politică pot să facă asta, pot să aducă oameni în jurul lor, dar ei vin și cu un bagaj. Uneori care califică la mai mult, alteori care califică la o pauză mai lungă. De asta, analizând prin filtru titlului de glorie dat de către lipsa experienței politice, trebuie să faci două alegeri. Să-i spui unuia să meargă înainte luând o pauză, altuia să vină alături de tine și să construiască împreună. Și aici suntem și noi acum. Avem echipe, dar strategia noastră a fost diferită de altor partide. Avem echipe care vin masiv din alte partide la noi. Pentru că spun, domnule, la PNL ne-au șantajat cu bani. La PSD ne-au pus candidatul pe deasupra capului nostru. A, vreți să construiți pentru comunitate? Bine, veniți la noi. Dacă acestea sunt cu bună credință motivele care v-au determinat să plecați de la niște partide, aveți o ușă deschisă și o oportunitate dată de către USR. Asta se întâmplă acum și în județul Neamț și o spun cu toată deschiderea și asumarea. Îndrăzniți în momentul acesta, să spunem așa, un pronostic pentru partid. Eu nu vorbesc de restul, nu mă interesează. Nu voi face lucrul ăsta pentru că sunt foarte multe variabile. Putem să luăm peste 20% la alegerile europarlamentare și undeva între 12% și 16% la locale. Putem să luăm 25% la europarlamentare într-un scenariu foarte bun și putem optimist. Să luăm între 10% și 17% sau 13% depinzând de gradul de funcționare a Alianței Dreapta Unite. De asta sunt foarte multe variabile care mă determină să nu mi-asum acum un scor, pentru că poate fi foarte diferit de la un județ la altul, de la o comunitate la alta. Ați răspuns ceea ce vroiam eu într-un fel sau altul, adică depindem de gradul de funcționare al Alianței Dreapta Unită. Da. Pentru că, într-adevăr, în momentul în care sunt trei elemente, trei forțe, sau, mă rog, trei partide, contează și cum interacționează ele. Acum, vorbeați despre oameni cu experiență politică care pot fi folosiți, probabil că și trebuie câteodată folosiți.
Acum vă întreb așa, de exemplu, până la ce nivel poți să folosești? De exemplu, nu știu, un Gheorghe Ștefan, dacă ar veni la USR. Dumneavoastră îmi puneți întrebări, eu spun da sau nu. Bine? Puneți întrebările. A, să vă întreb numai așa. Da. Gheorghe Ștefan. Nu. Motivul? Inacceptabil. Pur și simplu, nu te mai poți reinventa. În politică se pot ierta multe, iar în viață, pentru că politica este inspirată de perceptele teologice, ai dreptul să fii reabilitat, ai dreptul să fii iertat. Dar nu oricând, oricum și într-o perioadă de timp care să-ți mai dea încă o șansă. De exemplu, Geana acum este iertat, dar au trecut aproape 15 ani de când el a gafat-o major. De asta zic că toți pot să merite o a doua șansă și ei, având o forță politică în interiorul lor, se reinventează. Dar e nevoie de timp. Timpul trebuie să intervine pentru această reabilitare, fie legală, fie morală, fie publică a unei persoane. Dar personajul respectiv, nu mai are ce să adauge în plus nimic acum scenei nemțene. Daniel Harpa. Întrebarea fiind... Dacă vine și bate la ușa USR-ului. Nu, evident nu. Evident nu. Iona Saftei. Evident nu. Andrei Carabelea. Aici nu spun nu. Nu spun nici da. Și spun asta pentru că eu cu Andrei am început politica. Nici el nu era în PNL, nici eu nu eram în USR. Noi aparținem aceleiași generații. Deci gândul meu sincer este că mereu putem avea un dialog. Nu sunt de acord cu niște decizii recente ale lui. Sunt atât de mult împotriva ce a făcut încât ne-a obligat să acționăm radical. Apropo, da. Am înțeles, era o discuție, nu știu, n-am avut. Da, dar dacă mă întrebați da, nu, în mod reducționist, răspunsul este poate, de ce nu? Aici facem o paranteză și pe urmă continuăm cu întrebările de genul ăsta. În momentul acesta, care este atitudinea USR-ului vis-a-vis de Consiliul Local? Adică membrii care sunt, au primit vreo... Avem situația următoare. Cosmina Sande a plecat la PNL, Marius Irimia... Așteaptă decizia de exil. Așteaptă în continuare. Decizia este trimisă la Biroul Național pentru a-i se retrage sprijinul politic ca urmare a lipsei de loialitate față de USR și la ajutarea extinderii puterii PNL la Piatra cu un PSD și PNL mai puternic aici. Iar Ramona Tofan este singurul consilier rămas care face o poziție corectă acolo. De altfel, ea nici nu a participat la procesul de demitere al viceprimarului pro-România, care a dus la aducerea PSD în Piatra Neamț la conducere sau în majoritatea Consiliului Local. George Lazar. Nu, sub nicio formă. Ai așa, oameni politici, sau nu, oameni politici și George Lazar. Nu, categoria subuman, nu. Eugen Țapă. Nu. Radical nu. Este dăunător pentru Partidul Național Liberal. Cu un comportament defectuos care nu s-a schimbat în ultimii 25 de ani. Laurențiu Leoreanu. Nu. Nu, pentru că el a cosmetizat orașul roman, municipiul roman, în loc să schimbe radical, de exemplu, conductele de apă. Avem o problemă acolo pentru că el a făcut investiții care iau... fură ochiul, dar romașcanii suferă prin prisma lipsei de apă. Deci există un loc în purgatoriu catolic și în iadul creștin în general pentru oamenii care mimează binele eludând niște probleme care au nevoie de soluții concrete. Și Roman o problemă mare, mare de tot, pentru că un om a fost fălos. El a vrut să arate bine, dar n-a soluționat probleme reale. Plus că a făcut o centură dezastroasă, Roman Est, care s-a deteriorat în mai puțin de 2 ani de la lansare și unde a făcut și o sesizare penală. Deci, radical nu. Mi-aduc aminte că acolo, pe centura aceea, puteai să faci la un moment dat exerciții de rezistență
la stomac. Da, niște, încă este așa. Deci el este, autorul faptic și moral al acestui exercițiu de fală. Dragoș Chitic. Nu. Nu, nu. Sub nicio formă. Nu vă mai întreb de domnul Micu. Nu. Haideți să finalizăm. Ionel da. Arsene? Clar nu. Evident nu. Evident nu. Bun. Ați avut momente în cei 4 ani care ar trebui să urmăriți ce se întâmplă la județ, ce da. Se întâmplă, în care ați zis, domne, ce a făcut Arsene este și un lucru bun? Nu, nu pot să spun lucrul ăsta. Pentru că situația este dezastroasă și de asta am multe să le reproșez multora din cauza acestui om cu un comportament politic defectuos. O să le iau pe rând. Trecem cine merge la Iași în fiecare zi pe lângă grămada de fiare vechi de la Lețcani. Milioanele de euro ale nemțenilor investite acolo în mod prostește, fără nicio perspectivă, fără ca noi să ne putem folosi de infrastructura respectivă, cum ne folosim de spitalul modular făcut de către Dăruiește Viață în curtea spitalului vechi. Secția, ca să secția, vă spun da, că da, nu e spital. Da, da, secția respectivă. Are 20 ceva de paturi. Este o secție care funcționează acum. Da? Și acolo au fost investite câteva milioane de euro. Asta a fost făcut cu mai cu 1 milion de euro. Ceva de genul. Nu știm, că nu aici știm. E o chestie mai Bun. Puțin transparentă. Podul de la Luțca. Domnule, să folosești o firmă care n-a mai folosit, care nu a mai reabilitat niciodată poduri de anvergura și de vulnerabilitatea asta și să nu-ți asumi eșecul ăsta, bașca, nici să nu lași armata să instaleze pod nou și să asiguri investiția respectivă și mentenanța. Apoi, lipsa constantă de investiții în spitalul vechi, ratarea PNRR-ului prin faptul că documentația nu este gata. Sunt niște greșeli majore pe puncte esențiale de infrastructură, în primul rând de sănătate în județ, care au fost fie distruse, fie ratate. Eu spune greșeli strategice. Strategice. De asta, de asta când m-ați întrebat de Daniel Harpa, are o moștenire imposibil de gestionat. De asta nu am mari speranțe, pentru că dezastru făcut de către Arsene în județ va fi greu de gestionat de următorii președinți. De asta avem nevoie de niște oameni care au demonstrat până acum că pot să facă management, că pot să spună da sau nu în propria afacere în termeni foarte clari și care să ne scoată la lumină cu un proiect mare. Dacă noi după ăștia 4 ani terminăm un proiect mare, anume noul spital județean, suntem încă câștigați. Tristețea este că, unu, s-au pierdut banii din PNR pentru că ieșim din termen. Nu există angajament din partea Guvernului României acum pentru un împrumut pentru a suplini acest fond uriaș de 150 de milioane care trebuiau să vină din PNR în, în viitorul spital nou. De asta situația este critică și moștenirea lui este absolut rușinoasă pentru județ și dezastroasă pentru următorul președinte al Consiliului Județean. Mi-aduc aminte că în momentul în care a apărut proiect, și acest proiect de spital nou, că noi suntem obișnuiți cu proiecte da. De spitale noi, care mai de care mai futuriste în neamț, cei care au spus că proiectul este inadecvat, ca să nu vorbesc altfel, la ce e nevoie, la ce posibilități sunt în Neamț. Faptul că el nu va prinde PNRR-ul, toți au fost puși la zid. Toți, absolut. Și vorbesc și de presă și de politicieni. Toți au fost puși la zid. Ei, în momentul acesta ne dăm seama că proiectul acela nu are șanse să mai meargă prin PNRR, deci nu mai are șanse. Da, dar vedeți, noastră PSD cu ASN a avut aici majoritate din 2016. Știm. Da? Eu știu exact când a început Arsene să lucreze la proiectul respectiv și a fost în abia în toamna lui 2020 cu studii
sumare. Deci el nu avea cum, ca în primăvara lui 2021, când s-a început negocierea PNRR pentru a fi inclus în listă, ca el să fie de o maturitate care să îl facă să fie inclus cu șanse reale. Eu nu comentez conținutul proiectului, ci oportunitatea pe secvența de timp, când nu se mai încadrează. De asta ăștia 5 ani a lui Arsene și PSD, dintre 5 iunie 2016 și martie 2021, când s-a început consultarea pentru trecerea pe listă a spitalelor, este un timp pierdut pe care Arsene l-a irosit în numele județului nostru. De asta e greu să ierți un asemenea comportament politic sau să-l înghiți. Dar văd că PSD-ul nu are nicio problemă să înghită acest comportament al PSD, al PNL-ul nu are nicio problemă să înghită acest comportament al PSD-ului central. Pentru că dacă spui nu, atunci poți să mergi și tu, George Lazar, Leureanu Țapu, la București, spui, domnule, nu putem să facem totuși guvernare cu oamenii ăștia care au distrus, uite, județul nostru. Dar nu au caracter. Dacă ție spas de nemțeni, spui, domnule, trebuie să ne retragem din guvernarea asta păguboasă și să facem bine și pentru județ și pentru țară. Nu să ne jucăm de-a binele. De asta nu am niciun fel de îndurare pentru acești oameni, pentru că prin compromisul și tăcerea lor fac mai departe rău județului și țării. Din semnalele pe care le aveți, credeți că vom avea participare peste participarea de acum 4 ani la vot? Și la europarlamentare și la locale. Este greu de estimat, pentru că sunt doi factori care se anulează reciproc. Unu, lehamitea majoră a populației. Doi, stimularea participării la vot prin această comasare. Nu știm dacă asta va duce la și mai multă delăsare sau va reprezenta un factor de mobilizare în plus a electoratului. Mi este foarte greu acum să fac o analiză cu cifre pe masă, pentru că avem doi factori care se anulează reciproc. O scârbă din ce în ce mai mare a oamenilor față de politicieni, alegeri, tot ce înseamnă acest proces, dar și o mobilizare uriașă din partea primarilor, în primul rând pentru ei. Ce voi urmări eu cu interes este dacă ei vor face această mobilizare în interes strict propriu sau dacă se va răsfrânge și asupra scorului partidului pe listele la europarlamentar. Dacă, abia aștept să văd asta. Dacă îmi permiteți un pronostic, nu, dar da, o observație. 40% dintre primari vor avea grijă ca votul pentru Consiliul Județean să fie împărțit cumva, echitabil, în caz de câștigă ăla sau câștigă celălalt. Da. Dacă primarul este PSD, va câștiga la județ cu câteva zeci de voturi, va avea mai mult decât PNL-ul. Dacă primarul este PNL, invers. Eu am o bănuială. De exemplu, la Săbăoani, în ciuda acestor schimbări, eu cred că acolo vom scoate un scor foarte bun, pentru că mai este o componentă a oamenilor. Oamenii nu sunt oi. Nu poți să le spui, acum mergi în partea stângă, acu dreapta, acu centru, ca așa spun eu. De asta, cu tot respectul pentru fiecare, eu cred că un anumit tip de alegător nu poate fi păcălit după cum se schimbă un anumit lider. Dacă eu mâine merg la PNL, dacă eu mâine merg la PSD, dacă eu mâine merg la UDMR, asta nu înseamnă că votanții noștri vin după mine. La fel și cu primarii. Ei pot să facă niște alegeri. Într-o anumită marjă, anumiți alegători din comunitate vor merge alături de ei, dar nu va fi o suprapunere după cum se dorește prin această comasare. Da, eu sunt puțin șocat, deși n-ar trebui să fiu obișnuit cu ce se întâmplă politic. Dom'le, alegerile europarlamentare au dispărut în neant, nimeni nu vorbește aproape despre ele. Când vezi ce se întâmplă, eu vorbesc în plan local. PSD, PNL, AUR, cine mai sunt? Europarlamentarele, avem niște liste, nu știm exact ceva, dar în județ nu se vorbește nimic despre ele. Încerc să-mi explic de ce. Poate mi-o explicați noastră. Pentru că alegerile țin foarte mult interesul ridicat al cetățenilor legat de alegeri aproape de curtea lor, de casa lor, de blocul lor, de scara lor.
ceea ce tu vezi în apropierea ta te face pe tine să alegi mult mai coerent sau cu mai mult interes decât ceea ce se întâmplă în depărtare. Dacă noi o să avem o Uniune Europeană care face din armată o competență a acestei Uniuni, iar noul Parlament va împinge această decizie în ciuda reticențelor statelor, aceasta este o chestiune importantă, dar mai puțin relevantă pentru Nea Ionică din Tarcău sau Lelea Maria din Ion Creangă, Stănița sau din Bâra sau din Răucești sau din Negrești. Lucrurile care se întâmplă acolo importante, dacă avem îngrijire la domiciliu pentru bătrâni, avem spital, avem dispensar, avem doctor, școală, grădiniță, creșă, azil, apă, gaz, canal, lucrurile astea sunt importante pentru oameni acolo. Dincolo de aceste lucruri, vorbim și despre deciziile macro ale țării și ale continentului, care sunt importante, dar intră într-un cont de umbră, pe bună dreptate. De asta și noi credem că afectează procese democratice, pentru că marile teme care sunt importante, de fapt, nu vor fi discutate pentru că vor fi umbrite de cele locale. Iar cele două teme nu trebuie să fie antitetice. Ori una, ori alta. Ambele, dar separat, pentru a beneficia de atenția publică. Ambele, dar separat, dar știți, la un moment dat, discursul pentru o temă s-ar putea să te afecteze pentru partea cealaltă. Vorbesc ca adică partid. Haideți să vedeți care o să fie ipocrizia situației. Avem un partid, deci asta o să fie maxim de show, care spune că Uniunea Europeană nu e bună, ne denaturează, ne ia speranța. Și o să vezi candidat de la partidul extremist care spune că eu vă aduce fonduri europene în comun. Serios. Deci cum poți tu, mă, să spui că aduci fonduri europene când tu spui că ăștia nu-s buni? Ne fac pe noi să mâncăm extratereștrii prăjiți. Nu, dar acum orice candidat îl întreb, primul lucru spune vom aduce fonduri europene și eu întreb cum. Vom aduce fonduri europene. Cum? Păi, dar întâi trebuie să accepți că ele sunt bune. Tu nu poți să spui că vom aduce fonduri europene, spun că ele, unu, sunt banii noștri, ele nu sunt bune, ne fac rău. Că nu poți. Deci nu poți să ajungi în Parlamentul European dorind să contribui la schimbările de acolo, tu având primari care spun că aduc fonduri europene, tu spun că Uniunea nu e bună. Deloc. Așa, nu că poate suferi nuanțe. Că nu e bună, că e mai bine cu rușii sau fără NATO. Astea se bat cap în cap, nu poți așa ceva. De asta eu abia aștept să văd cum o să fie la final. Și eu de-abia aștept, eu voi urmări cu atenție campania la europarlamentari. Cealaltă este clasică, nu. Da. Păi mă interesează să văd ce vor spune la europarlamentari. Și aștept, am spus-o de 1000 de ori, aștept o manifestare publică în care să vină domnul Tudose împreună cu domnul Rareș Bogdan. Asta chiar o să fie. Cu domnul Rareș Bogdan și să-i... Să spună Rareș Bogdan... Țineți ferecate ușile PNL-ului pentru toți pesediștii. Noi o să desfințăm pensiile speciale în 30 de zile. Vezi că o să vă folosească vocea într-un clip. Nu, abia aștept, n-am nicio problemă. Adică, da, ipocrizia asta cu domnul cu carata femeie pe primul loc, mi se pare absolut extraordinar. A, da, bine. Bun, da, poate nu s-au dezis și au rămas așa, cu candidată femeie pe primul loc. Femeia, doamna Mihai Tudose, nu știu dacă are aceeași opțiune ca și conducerea PSD. Acum, pe final, dumneavoastră a spus așa. Noi suntem adevărații liberali. Noi, adică noi suntem cei care promovează ideile liberale. Știți, există un curent la nivelul politologilor care spun, domnule, nu mai avem doctrine. Nu mai avem doctrine. Există doar două doctrine mari. Globalism și suveranism. Da? Deci noi nu mai avem doctrine. Este adevărat că nu mai avem doctrine? Că ele au devenit atât de, cum să vă spun eu, elastice, încât poți să fii partid de stânga și să spui eu promovez și principii liberale adevărate, sau poți să fii partid de dreapta și să spui eu promovez toate principiile social-democrate, până la limita lor maximă, dar am și măsuri de dreapta și de asta sunt. Întrebarea este bună, răspunsul este și da și nu. Și răspunsul da este corect, dar nu se aplică nouă. Și o să vă spun unde se aplică. De exemplu, se aplică în Franța. Se aplică în Franța cu un președinte care se numește Macron, care are altfel de arhitectură a statului. El numește, de exemplu, guvernul fără să
treacă prin fără Parlament. Discuție, da. Și care a spus din prima, eu îi adun pe toți în jurul meu pentru a construi împotriva extremei drepte. Și a adunat așa, pe creștin-democrați, pe liberali, pe social-democrați, pe centriști, pe republicani, pe verzi și a făcut o mare majoritate împreună câștigând și guvernând țara. Deci s-a putut acolo. Și într-adevăr era între deschidere, Uniunea Europeană, o societate bazată pe valorile pe care le-am construit până acum, sau un fel de Trump din Franța, doamna Le Pen, care vrea să înceapă război civil cu unii cu alții, care vrea să scoată din Uniune și tot circul ăsta care se întâmplă și la noi. Bun, ei, declarativ. Să că... deci s-a întâmplat, da? Și aveți dreptate, asta s-a întâmplat acolo. Și este un exemplu care acum este un succes, dar nu este o formațiune politică. Și analiza politologilor este că fenomenul va dispărea odată ce dispare liderul, adică Macron. Pentru că partidele, dincolo de această situație, sunt cele care generează o continuitate și grupări care merg înainte. Mișcările mor. Partidele supraviețuiesc. Bun. În România, noi nu avem așa ceva. Pentru că aici vorbim de trădare în sensul că punctul inițial de plecare al participanților la actuala construcție PCR, Partidul Comasat Român, a fost una total opusă, antitetică, dușmănoasă, folosind limbaj de ură unul împotriva altuia, cu valori diferite. Ei spun, menținem status quo, mai dăm doar 50 de lei la pensie și alocații. Și aparatul trebuie să fie de stat puternic ca să fie administrație puternică, stufoasă peste tot. Ăștia, alții au spus, descentralizare, reforme, stat slab, taxe reduse. Și au înghițit toate astea. Deci asta se cheamă un mic compromis, mic mare compromis și lașitate balcanică. Nu ceea ce numiți dumneavoastră mișcări de largă uniune națională, dar care sunt în jurul unui om, nici măcar doar în jurul unui valori. Mâine, dacă în țara respectivă Macron dispare din peisaj, dispare și mișcarea. Pentru că ea nu este menită să ofere societății soluții la probleme pe termen lung, ci doar punctual să reziste în fața unor provocări majore într-un peisaj politic fărămițat. Deci întrebarea este corectă, răspunsul este da, avem parte de aceste situații. Avem și în Danemarca un guvern de Uniune Națională, dar în care oamenii nu renunță mai puțin la agenda lor, dar o fac mai puternică. Și asta mă deranjează și pe mine în România. Că pot să existe la un moment dat guverne cu actori antitetici. Dar asta nu înseamnă că unul copleșește pe celălalt, ci ambii negociază bine fiecare într-o bucățică. Puțin și conservator, puțin și liberal, puțin și social-democrat. Dar când ai spus cu ură să dispară ei, când ai ajuns acolo, te-au înghițit ei total, lucrul ăsta arată a harakiri politic și s-a întâmplat cu un partid politic în România, adică cu țărăniștii, care au dispărut în urma acestui exercițiu electoral în care au creat niște așteptări foarte mari și au avut prea puține soluții. Au pus țara într-o direcție bună, dar apoi au dispărut. Eu cred că pe termen lung asta se va întâmpla și cu Partidul Național Liberal, pentru că poți să-i minți pe unii odată, poți să-i minți pe mai mulți de mai multe ori, dar nu pe toți deodată. Iar lucrul ăsta sper să înțeleagă și românii și nemțenii, pentru că noi oferim într-un mod asumat niște alternative de dreapta. Suntem clar împotriva acelui 10% pe impozit pe concediu medical. Adică oamenii după ce au o problemă cronică sau doar de moment să mai plătească și în plus după ce au contribuit deja la asta atâția ani. Asta e, nu știu, este aberant. Maxima ipocrizie este alta. Vii și impozitez concediile medicale. Și tot tu spui, domne, știți, avem mari probleme cu spitale regionale, cu spitale locale. Păi, hai să ne lămurim odată. Păi atunci spuneți-mi și nu mă mai asigur. Da. Aici mă duc și mă asigur în Honolulu,
Și am terminat povestea. Adică aici e o întreagă uitați-vă, și în Republica Moldova este un fenomen extraordinar. Avem o doamnă, Maia Sandu, care a câștigat președinția, care este creștin-democrată. Aparține popularilor europeni, dar măsurile dumneavoastră sunt liberale. Deci există o formă hibridă de a împinge într-o secvență mai degrabă est-vest, toți împotriva foștilor comuniști. Pentru că ea cu asta se bate, cu diferite variante ale sovieticilor. Pe când în România s-a încetat lupta asta din partea PNL-ului. Noi credem că încă avem mult de reparat în urma dezastrului comunist-sovietic și de asta nu putem să agreem aceste formule care nu dau speranță în momentul de față României. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Un ultim lucru. Mă rog. Vreau să urez un Paște fericit tuturor credincioșilor care sărbătoresc în zilele astea. Dacă nu era Vinerea Mare, poate că eram puțin mai dur. Vinerea Mare pentru noi catolici, poate eram puțin mai dur față de mulți alții. Așa. Cred că avem noțiuni diferite despre ce înseamnă dur în limbajul politic. Da. Mă rog. Astea fiind spuse, sărbătoare frumoasă tuturor, iar creștinilor ortodoxi un post frumos, luminat și cu multă sinceritate față de sine și față de alegerile proprii în cele ce urmează. Mulțumesc pentru participare. Eu trebuie să fac un anunț acum. În jurul orei 12 vom avea un invitat care, să vă spun eu, este un om care nu mimează o reformă, ci o face. O face la firul ierbii, într-un domeniu despre care tocmai am discutat mai înainte cu domnul Bulai, adică cel al sănătății. Vorbim aici despre domnul Gheorghe Carp, care este managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, adică vine de acolo, știți, de la Bihor, de unde e și Bolojan, și care acum face performanță la Spitalul Unificat din Oradea. El a trecut prin toate, ca să spunem așa. A fost și viceprimar într-o perioadă în care s-au pus bazele dezvoltării municipiului Oradea, după care a venit din nou în sănătate, după care a fost senator, a dat senatorul deoparte la un moment dat în mijlocul mandatului și s-a întors și este managerul acestui spital unificat. E un om cu care avem ce discuta, probabil că ar trebui ca pe perioada emisiunii să se facă o pauză, cu excepția UPU, așa, să se mai uită și alții care sunt în spital la emisiune. În rest, ce să vă spun, mulțumesc domnului Bulai că a folosit un limbaj de Vinerea Mare astăzi și apreciez lucrul acesta. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept la emisiunea cu domnul Carp. Vă spun eu că merită. Cele bune, numai bine!